în vânt, având vesmântul și-n păr voindu-lui vântul, cu pluta ei ușoară trecea în amurgul zile pe vizita câmpe. A la zăfafă bistrisă, a la zăfafă bistrisă, tu hărmi și-a bătut adrău. O mă avrehe în dăfat că să ină mele bisivă, o hădă la ruiecă pe husălă pe cearină, și să atul grup, dar că până nahră bizăură pe vără hătiv, o tăm vâi tu hărmi. Închise între stânci, sălbaticele ape gemeau ca în agonie albastre de mânie, izbindu-se să scape cu vuiet și cu vaie, închise între stânci. Ulmia hângea mihan muste slima băi năsuhur, năsuhuratul mahteșida bi căsrătul mount muzărhavă min al-gadă, bahvrăgă min turidul hlasă min al-risc, mea băi năsuhur. La cărma crutei sta, copila zâmbitoare, mireasă-i astă fată, cu moartea coronată și-n stingerea de soare, păream un chip din basmuri la cârma prutei sale. Te însușeabă tu moctesimă tu-n fizăură fiha, o că a rusă tu-n lucadă lucadă at cărănie, fineet băta fiha, se iar buruoci mă habibă ha că-n chipă. Minel căie, o egevisu minel urbe minha, o ană albului leiha bin bain. Dincolo de acest insoliș, de această traducere, aș vrea să fac doar trei remarci. Modul în care domnul profesor stăpânește limba română e o chestie deosebită. Al doilea lucru, vehicularea metaforei. Domnul se joacă cu metafora și transmite o metaforă aproape dintr-o lirică românească. Și ultimul, ortografia impecabilă. Domnul profesor, câteva cuvinte despre cele două cărțile dumneavoastră. Prima carte a de-a mea am scos-o cu ajutorul Centrului Cultural Irachian, Mesopotamia, când am fost invitat la ziua al revistei Poesis din satul mare. Și atunci am scos prima carte. La început sunt poezii traduse pentru un mare poet sirian, Nazar Tabani. După care am tradus câteva poezii pentru Suad Sabah, fiica președintele Kuwaitului Sabah, prințesă. După care mai sunt de sfârșit câteva poezii ale mele scrise în limba română. Referitor la a doua carte a poezii în limba arabă, a fost o provocare pentru mine. M-am gândit, oare n-am uitat limba mea, prima limba, limba arabă, și a luat legătură cu mine un fost coleg și a spus că în Bistrița, în Săut, au de gând să traducă coșul în limba arabă. Și de către părintele Ivan Pentea. Și eu am luat legătură cu dumneavoastră prin telefon atunci, în vremea aceea, și mi-a spus, dar dacă tot, 20-30 poezii al lui Coșcu. Și am tradus. Într-adevăr, Coșcu mi-a făcut întotdeauna și are niște poezii frumoase. Și, din păcate, dumneavoastră nu știți limba arabă, dacă să știți cum sună limba arabă Coșcu. Atât pot să spun.